În perioada 7-11 martie, nemții au aflat la târgul de turism de la Berlin cum își pot petrece concediul la Sibiu. Sibiul a fost o locație căutată la standul României. Au fost împărțite peste 500 de unități de materiale în limba germană, iar echipa noastră a oferit informații direct celor interesați, care în primul rând s-au interesat de infrastructură, existența unui aeroport și existența infrastructurii de drumuri, apoi au întrebat despre posibilitățile de cazare în majoritate la hoteluri și apoi despre obiectivele din Sibiu și ceea ce pot face, cum își pot petrece în Sibiu timpul de concediu. Programul Sibiu Baroc a fost promovat la târgul de turism din București. Și aici, mulți dintre vizitatori au cerut informații despre evenimentele culturale. La târgul de turism de la București a fost un stand special pentru Sibiu, pentru programul Sibiu Baroc Update. Au fost concerte, standul a fost populat de un conte și o contesă care întâmpina vizitatorii standului. La fel, Sibiul s-a bucurat de foarte mare succes. Au fost împărțite și acolo peste 500 de unități de materiale. I-a interesat foarte mult calendarul de evenimente culturale pentru acest an special, în care Sibiul propune această temă umbrelă pentru toate proiectele culturale, barocul. Luna viitoare, în cadrul programului Sibiu Baroc, vor debuta și evenimentele în aer liber, așa că turiștii sunt așteptați în număr cât mai mare la Sibiu.